Ipoteza alarmantă lansată de prefectul județului Hunedoara luni dimineață la Mondo FM. Vasilică Potecă spune că, conform simulărilor făcute raportate la situația actuală, în luna septembrie, în România am putea avea peste 1 milion de persoane infectate cu noul coronavirus. Un lucru este foarte clar. Vorbesc din punct de vedere al autorității. Dar dacă lucrurile vor evolua, iar scenariul scris că ne vom îmbolnăvi până la 1 milion până în septembrie, va fi presiunea socială să impunem aceste măsuri, pentru că altă soluție nu există. Nu cred că ne-am speriat suficient în lunile trecute și cred că ceea ce va urma va fi destul de dur, pentru că nu respectăm aproape nimic. Asta este scenariul pe care centrul de analiză de la București, deci în condițiile în care le păstrăm, modul la care noi vedem să facem lucruri la această oră, dacă ele continuă în acest ritm, în septembrie o să avem infectați aproape 1 milion de oameni. 1 milion de oameni în țara românească. Ar fi un dezastru, măsurile ar fi fără precedent și de-abia atunci ne-am dat seama câte restricții s-ar introduce pentru a limita, pentru că atunci nu ar mai fi vorba numai de prevenție, atunci ar fi efectiv o problemă de tratare a acestei boli. Problema noastră nu e legată numai de acest milion. Problema noastră este de tratarea spitalelor și de capacitatea spitalelor și este vorba de capacitatea secțiilor de la ATI. Luni, în România, numărul persoanelor noi infectate cu COVID-19 a ajuns la 681. În județul Hunedoara, în ultimele 24 de ore, a fost depistată o singură persoană infectată cu noul virus. În acest moment, în județul Hunedoara, sunt internate în spital, confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus, 64 de persoane. Au refuzat internarea până acum 42 de persoane diagnosticate cu COVID-19.